Hei, bună dragilor! Astăzi ne revedem la un nou clip și mai exact clipul cu ce am cumpărat weekendul acesta. Nu este încă weekend, este vineri seară când filmez acum. Vreau să vă filmez cumpărăturile, tocmai ce am venit de la cumpărături. Menționez că am filmez azi pentru că astăzi am fost, n-am mai fost mâine, cum mergeam de obicei, adică sâmbătă. Am ales să mergem azi vineri pentru că mâine o să avem un botez și ne aglomeram prea mult, să zic așa, să mergem și la cumpărături. Aveam și nevoie de câteva chestii, așa că am ales să mergem de astăzi. Bun. Și haide să dau camera un pic mai în spate, cred că am dat-o prea aproape, și să vă arăt ce am cumpărat de la Lidl. Am cumpărat în valoare tot așa aproape de 300 de lei, am păstrat bonul, așa că o să las prețurile afișate. Hai să începem cu punga asta. Pe lângă ce vă arăt, am luat și un covoraj care a costat 23 de lei, covoraj din acela pentru portbagajul mașinii. Aveam un astfel de covoraj, mă rog, vine mașina cu un covoraj, de ce nu acela, dar era din ca o mochetă și ce am luat noi acum este dintr-un material ca un cauciuc și l-am lăsat în mașină, urmează să-l aranjeze soțul meu, nu l-am mai adus sus, acela a fost 23 de lei, vreau ca să știți așa un pic, să vă faceți o idee de prețuri și dacă aveți nevoie pentru mașină, găsiți la Lidl. Bun, am luat în primul rând o paelia din asta, paelia, cum e corect, că nu știu nicio paela, așa, am luat o paela din asta, de la Lidl, ne place foarte mult, chiar săptămâna asta am gătit o pungă și când rămân fără, recumpăr pentru că este o mâncărică, să spun așa, de o seară foarte, foarte bună. Apoi am găsit bulgur. Deci m-am bucurat atât de mult că am găsit acest preparat, știți că mi-a plăcut foarte mult. Și la fel, aici sunt cam două porții și foarte bune pentru o seară, o cină, pentru că sunt cu legume. Și am găsit, asta mi-a zis chili sin carne, deci chili fără carne, de la săptămâna vegană. Mi-a zis Sabina că sunt, e bun, Sabina Rusescu, te pup, draga mea, dar nu știu exact dacă de ăsta fără carne sau de cel cu carne mi-a zis, cred că de cel cu carne mi-a zis ea, sau de ăsta nu mai contează. Știu că mi-a zis ceva că chili con carne sau sin carne e bun de la Lidl și să iau. Cu carne n-avea, avea doar din ăsta fără carne, așa că l-am luat pe ăsta. Apoi am cumpărat două sticle de apă Spring, am luat doar două. Așa că mai aveam niște apă și am să ne cărăm cu prea multe, mai cumpărăm. Am luat o salată din asta ambalată la pungă pentru că salata lor verde arăta vai de ea, deci era toată, nu știu de ce o mai ține la vânzare, sincer, că n-avea cine să o ia, că era toată leșinată și stricată și așa mai departe. Am luat niște caju din ăsta natural. Am cumpărat pentru că aveam un cupon de 15% reducere la el și am zis să profit de lucrul acesta, mai ales că îmi place destul de mult la gust. Și apoi în punga asta am mai luat două pungi de mazăre din asta de la Freșuna, foarte bună, mazăre congelată. Bun, hai să trag următoarele sacoși mai aproape să vă arăt ce am mai cumpăr a noi, ușor, ușor. Am cumpărat niște lavete, mi s-au părut interesante acestea, 15 lei și sunt 1, 2, 3, 5 lavete, nu? Parcă scria undeva. 5 lavete, parcă am citit. Sunt 5 lavete și sunt diferite ca țesătură și chiar spune de fiecare. Una, uite, este pentru praf, alta pentru baie, alta pentru lemn, alta pentru sticlă. Deci, uite, asta, de exemplu, spune că e pentru sticlă sau oglindă.
Și asta albastră zice că ar fi pentru bucătărie. Deci, mă rog, sunt pentru întrebuințări diferite, așa că mi s-au părut interesante la 15 lei. Le-am cumpărat. Am mai luat două pungi din astea de chipsuri. Acestea, care sunt foarte ok la ingrediente, deci dacă căutați o alternativă mai ok la ingrediente față de chipsurile clasice de la Lay's sau, mă rog, de la ce branduri mai luați, acestea sunt o alternativă mult, mult mai bună și o să vă citesc exact ce are. Deci are ingrediente, chipsuri din cereale, are 85% orez integral brun, 5% semințe de quinoa, 5% semințe de chia, semințe de mei, 16% ulei de măsline și sare. Deci foarte, foarte curate la ingrediente sunt. Și ăsta, varianta cealaltă, care asta este cu, imediat vă zic, stați așa. Celelalte sunt cu hrișcă și amarant. Atât. Și la fel, are ulei de măsline, deci nu ulei de palmier, nu chestii nasoale. Chiar vi le recomand dacă nu le-ați încercat și căutați o variantă mai ok decât chipsurile alea care au și multe căți prăjite sau știți și voi ulei de palmier și așa mai departe, deci sunt o variantă mai bună. Bun, am luat banane Dole, le-am găsit pe astea. Așa, am luat încă un suc din ăsta, era încă la ofertă, suc de mere și ăsta să știți că este natural, este ok la ingrediente. Așa, am mai luat un castravete. De fiecare dată când mergem la cumpărături, luăm câte un castravete, că îl mâncăm la sandvișuri, la chestii trestii. Mi-am luat două nectarine din astea așa. Mi s-au părut foarte apetisante, erau acolo și am zis, hai să iau două, una pentru mine și una pentru soțul meu. Nu știu cum sunt la gust, din motivul ăsta am și cumpărat două și erau și destul de scumpe. Nu știu, era kilogramul 15 lei. Ceva de genul, adică un preț mărișor și am să luăm, să vedem cum sunt. Am mai luat niște portocale, ori le mâncăm așa, ori le facem suc. Vedem. Și am luat așa totuși ceva dulce, dar am luat doar două ciocolățele din astea care copiază Bounty. Astea bineînțeles că sunt pline de zahăr și așa mai departe, dar din când în când puțină ciocolată așa ne bucură sufletul. Și apoi, în punga cealaltă, am găsit această copie de Swiffer. Până acum eu n-am găsit-o la Lidl, dar acum am găsit-o. Erau așezate undeva în altă parte față de unde sunt produsele de curățenie. Mă gândesc că sunt o ediție limitată, nu vor fi mereu în oferta lor, nu știu, habar n-am. Eu le-am văzut la Elena, deci Elena Dogaru Markelov, cred că la ea am văzut, dacă i-am pocit un pic numele, că eu sunt cu pocitul, vă las numele ei scris pe ecran, te pup draga mea, la tine am văzut și e normal să spun la cine am văzut produse, mi se pare normal să ne susținem între noi, așa. Și la ea am văzut, deci ea a spus că seamănă foarte mult cu Swiffer-ul și astea sunt 5 lei. Are, vine și cu bățul ăsta și cu 3 rezerve de-astea de pămătuș. Și am luat două, că am zis să fie, la 5 lei. Și, mă, da, seamănă destul de mult cu Swiffer-ul, să știți, părul ăsta, parc. Da, o să vedem. Le încercăm, nu seamănă 100% cu Swiffer-ul, acum că mă uit, nu seamănă 100%, dar ea a spus că sunt bune și acestea. Mă rog, normal, nu pot fi identice cu Swiffer-ul, Swiffer-ul e 50 de lei, 10 rezerve, 5 lei rezerva practic, o din asta. Parcă așa vine, vreo 5 lei rezerva e 50 de lei, așa și țin aminte și asta are la 5 lei. Deci la 5 lei are 3 rezerve și o coadă din aia. O să vedem, mă rog, mai că vorbesc prea mult.
Am mai luat un lapte de soia să fie, mai aveam două cutii doar și vreau să rămân fără. Îmi pun în cafea, am luat o cremă din asta de brânză, m-am uitat la ingrediente și sunt cât de cât ok, sunt ok, așa. Vă spun și lucrul ăsta pentru voi, să știți, nu că, vai, mă uit eu la toate, la ingrediente, nu, spun așa ca să știți și voi în mare. Am mai luat o salată de asta de ton pentru soțul meu, asta cu orez îi place, am luat-o că mai ia la pachet și am luat doar una, că mai e una. Aia, cealaltă e cu ceva cu fasole, n-am mâncat-o că nu e, asta îi place și o să mănânc eu pe aia, că mie îmi plac toate trei, toate variantele. Am mai luat o miere de tei, așa, un borcan, am luat o pungă mare de mere, nu, dar doar de-astea aveau, adică la Lidl n-au foarte multe variante la fructe și legume, așa mi se pare, dar mergem la Lidl pentru că ne este mai ușor, fiind un magazin mai mic, nu pierdem foarte mult timp prin el și nu e atât de aglomerat. Am luat 3 morcovi. Soțul meu a luat acest, ce e ăsta? Mușchiuleț de porc. Zice etichetă curată și într-adevăr are o etichetă destul de curată, are doar sare și condimente, o chestie de genul, adică n-are nimic adăugat. Am luat un lapte din ăsta cu 1,5% grăsime, că pe ăsta l-am găsit, n-am găsit de 3%, nu știu, niciodată nu-l găsesc, adică în ultimul timp n-am reușit să-l mai găsesc. Și am luat și o socată din asta care știți că îmi place. Am luat doar una, am zis o sticlă pe săptămână, atât vreau să am în casă, ca să nu exagerez, să nu beau mai mult. Da, îmi pun așa niște limite, că dacă cumpăr, automat și consum. Și atunci îmi pun niște limite, cumpăr doar strictul necesar și astfel nici nu o să consum mai mult decât trebuie. Bun. Cam astea sunt cumpărăturile pe care le-am luat noi. Spuneți-mi voi ce ați mai cumpărat, ce mai îmi recomandați de pe la Lidl, de pe la Kaufland sau Auchan, că pe aici mă învârt eu. Și până data viitoare, ce să zic, vă las cu bine, dragilor, v-am pupat, pa, pa!